Cel mai mare rău al zilei de azi este frica de ziua de mâine. Nici când ca în zilele noastre, viața omului nu a fost atât de agitată și supusă atâtor deșertăciuni. Unii se sufocă pur și simplu de treburi, alții nu se pricep să-și chivernisească timpul. Toți se grăbesc, aleargă în disperare către ceva, undeva. În timpul nostru, oamenii nu mai merg, ci aleargă în toate direcțiile. Se pare că nimeni n-a pătruns tâlcul cuvintelor, liniștea și nădejdea este cetatea voastră. Grijile și modul nostru de a ne raporta la lumea înconjurătoare au o mare influență asupra noastră, cât și asupra celor de lângă noi. Stările noastre sufletești pot influența mediul înconjurător și uneori chiar în mod irreversibil. Într-o dimineață, un tânăr artist intră într-o cafenea, fiind foarte entuziasmat că a fost angajat să picteze portretul unui om cu bani care avea o firmă de construcții. În timp ce savura cafeaua bucuros, văzu un ziar lăsat pe masa vecină, în care era tipărit cu litere mari următorul titlu: Vin vremuri grele. Începu să se gândească tot mai mult la aceste cuvinte. Patronul cafenelei trecu să-l salute și, văzându-l îngrijorat, îl întrebă dacă s-a întâmplat ceva. Acesta i-a răspuns trist că trebuie să plece, căci vin vremuri grele, așa că trebuie să muncească la lucrarea lui. Patronul începu și el să se macine, că poate chiar vin vremuri grele. Devenea din ce în ce mai îngrijorat pe măsură ce se gândea la vorbele tânărului. Își sună apoi soția, rugându-o să nu se supere, dar trebuie să-și anuleze comanda pentru rochia cea nouă, deoarece este cam scumpă și s-au anunțat vremuri grele. Aceasta sună la magazinul unde își comandase rochia și o rugă pe patroană să-i anuleze comanda. Își ceru scuze, dar vin vremuri grele și trebuie să facă economii. Patroana n-a avut încotro și a anulat comanda, dar își aminti că a auzit și ea la știri cândva că vin vremuri grele. Așa că a sunat imediat la firma de construcții pe care o angajase pentru executarea unei lucrări de extindere a magazinului. L-a anunțat pe constructor că va renunța pentru moment la lucrare, deoarece vin vremuri grele și nu își poate asuma un asemenea risc în acest moment. Constructorul s-a întristat la auzul acestei vești, motiv pentru care s-a grăbit să-l sune pe tânărul artist, spunându-i că dorește anularea comenzii pentru portret, întrucât vin vremuri grele și acesta nu este un moment potrivit ca să cheltuie banii pe lucruri artistice. Copleșit de supărare, tânărul artist a acceptat cu resemnare vestea, că doar s-a întâmplat așa cum a anticipat. Simțindu-se trist, porni înspre cafeneaua favorită să-și înnece amarul cu un pahar de vin. În timp ce stătea din nou așezat la masa lui, zări ziarul pe care scria vin vremuri grele. De data aceasta, s-a ridicat și a luat ziarul pentru a-l cerceta mai bine. Data ziarului era de acum 7 ani. Cineva despachetase farfurii pentru restaurant. Oamenii cu credință au griji mici, însă cei fără credință au griji mari. Căci oamenii care simt prezența lui Dumnezeu în viața lor au nădejde în El, se roagă Lui și trec toate greutățile și grijile lor celui atotputernic. Aruncă spre Domnul grija ta și El te va hrăni, spune psalmistul. Frica de ziua de mâine este mama promisiunilor de șarte și a șantajului. Nu în zadar a zis Hristos: de aceea vă zic vouă, nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Au nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitnițe. Și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Deci nu duceți grijă spunând ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca, că după toate acestea se străduiesc neamurile. Știe doar Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Nu vă îngrijiți de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale.
ajunge zilei răutatea ei. Acest pasaj din Biblie este foarte greu de înțeles pentru un om care nu a mai călcat niciodată în biserică și aude pentru prima oară aceste cuvinte. Acesta s-ar putea scandaliza spunând: iată un Dumnezeu care îndeamnă pe oameni să nu se îngrijească ce vor mânca și cu ce se vor îmbrăca, adică să le nevească, așteptând să le pice de undeva, proverbiala pară mălăiață, adică să plouă cu mâncare, îmbrăcăminte și cu toate celelalte lucruri de care avem nevoie aici pe pământ, fără a ne îngriji nicio clipă de ele. Ei bine, nu este așa. Cuvintele Mântuitorului: nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca, nu îndeamnă la nemuncă sau trândăvie, ci îndeamnă spre renunțarea la preocuparea permanentă, uneori obsesivă, pentru dobândirea bunurilor materiale. Tocmai de aceea, în continuare, Mântuitorul precizează că sufletul și bunurile duhovnicești sunt mult mai importante decât valorile materiale. Iisus nu ne învață să visăm la lucruri deșarte, ci ne invită să ne schimbăm prioritățile. Într-o epocă dominată de iluzia realității lumii acesteia, Fiul lui Dumnezeu ne învață să căutăm mai întâi împărăția cerurilor, iar cele de care avem nevoie se vor adăuga de la sine. Prin cuvintele „au nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea”, înțelegem că viața ține de domeniul lui a fi, iar hrana și veșmântul stau sub spectrul verbului a avea. Mântuitorul nostru a vrut să-i slobozească pe cei ce urmează lui de grijile de prisos. De aceea i-a și învățat: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Nu vă îngrijiți de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Singurii oameni care se bucură cu adevărat de viață sunt cei ce au primit această poruncă a lui Hristos și trăiesc potrivit ei. Într-o zi, un om simplu, cunoscut pentru viața sa curată, a fost întrebat de un vecin: cum faci tu de ești totdeauna atât de mulțumit? Niciodată nu te-am văzut supărat sau îngrijorat. Foarte simplu, a răspuns celălalt. În fiecare dimineață când mă trezesc, privesc întâi cerul. Așa îmi aduc aminte de Dumnezeu, de milă și de bunătate. Apoi privesc pământul. Astfel îmi amintesc de moarte și de judecata de apoi. În cele din urmă, privesc în jurul meu lumea întreagă ce se trezește în fiecare dimineață la viață. Așa mi-aduc aminte de semenii mei, de cei care suferă de boli sau neputințe, de cei care au o viață mai grea decât a mea și pe care i-aș putea ajuta. În felul acesta, mă bucur pentru ceea ce sunt și pentru ceea ce pot face. Acei oameni care se căsnesc să facă toate lucrurile, să ajungă pe toate căile, să-și împlinească toate planurile lor și să-și împlinească toate dorințele, fără ajutorul lui Dumnezeu, sunt roși de griji. Zidesc, dar o mână nevăzută năruie. Adună, dar un vânt nevăzut risipește. Aleargă, dar un făcător de minuni le lungește tot mai mult drumul și înlătură ținta și țelul lor. Din această pricină se consumă cei fără credință. Îmbătrânesc înainte de vreme, slăbesc, obosesc, își pierd nervii, își tocesc inima, își istovesc mintea, își slăbesc voia. Dacă sunt întrebați de ce sunt așa, vor răspunde astfel: de la griji, grijile m-au distrus. Și cum altfel, când sărmanul om s-a împovărat pe sine cu grijile lui Dumnezeu? Dar grijile lui Dumnezeu nu pot fi luate fără puterea lui Dumnezeu. Grijile uriașului nu sunt pentru pitic, nici cele ale lui Dumnezeu pentru om. Toate câte s-au adunat grămadă asupra noastră și le purtăm în cuget, trebuie să le predăm Domnului și să ne despovărăm. Cel care ne-a adus până azi ne va duce și până mâine. Domnul este singurul care poartă toate grijile noastre, toate greutățile noastre, tot zbuciumul, toate slăbiciunile și neputințele trupești și sufletești. Să ne scoatem din cap ziua de mâine și tot stresul și nebunia lumii dispare.
dispare frica, șantajul, avariția și zgârcenia, umilirea, tirania, istovirea fizică și morală. Desnădejdea și grija zilei de mâine vin de la goliciunea minții și de la pustiirea inimii. Mintea nu mai cugetă la Dumnezeu și inima nu-L mai iubește pe Dumnezeu. Fără Dumnezeu, totul e grijă, numai grijă. Fără Dumnezeu, totul e deznădejde, numai deznădejde. Grija și deznădejdea stau ca un bici întreit deasupra capului oricui îl uită și îl leapă de pe Dumnezeu, ziditorul său. Există oameni care sunt atât de copleșiți de grijile lumești, încât nici nu se mai gândesc la rostul vieților pe pământ. Aceștia trăiesc sufocați de mulțimea evenimentelor, de goana după câștig, de grija permanentă de a fi tot mai fericiți. Astfel, ei nu mai au timp pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu și a-L împlini în viață. Această înnăbușire a luminii vieții, din cauza multelor griji pentru bunuri trecătoare, îl face să-și piardă nu numai credința, ci chiar și echilibrul vieții sănătoase. Grijile vieții acesteia sunt spini care înnăbușe cuvântul Domnului, făcându-l neroditor. Acestea îngreunează inimile, lăsându-le nepregătite pentru venirea Domnului. Îndemnul Evangheliei de a căuta împărăția lui Dumnezeu trebuie să rămână preocuparea constantă și prioritară a vieții noastre. Stabilindu-ne ca prioritate căutarea împărăției lui Dumnezeu și împlinirea poruncilor Evangheliei, vom primi de la Dumnezeu ca dar și împlinirea tuturor trebuințelor noastre existențiale. Toți suntem fiii lui Dumnezeu și față de fiecare dintre noi, Dumnezeu își îndreaptă atenția în mod egal prin purtarea sa de grijă. Iar confirmarea ne-o dă apostolul neamurilor, Marele Pavel. Toate le pot întru Hristos, Cel care mă întărește. Amin.